Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la un nou grupaj informativ. În 2020, Casa Județeană de Pensii Vrancea a acordat mai multe ajutoare de deces comparativ cu anul 2019. Anul trecut, cuantumul ajutorului de deces a fost de 5.163 de lei. În anul 2020, respectiv în perioada 1 ianuarie, 8 ianuarie, cuantumul ajutorului de deces a fost în sumă de 5.163 de lei. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului și suma de 2.582 de lei acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Iar începând cu data de 9 ianuarie 2020, cuantumul ajutorului a fost stabilit în sumă de 5.429 de lei. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului și suma de 2.715 de lei acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. În anul 2019, respectiv în perioada 1 ianuarie, 14 martie 2019, cuantumul ajutorului de deces a fost în sumă de 4.162 de lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și suma de 2.081 de lei acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Iar în perioada 15 martie-31 decembrie, cuantumul acestui ajutor a fost stabilit în sumă de 5.163 de lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și suma de 2.582 de lei acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. În anul 2020, instituția noastră a acordat un număr total de 3.925 de ajutoare de deces, din care 3.700 ajutoare de deces pentru pensionarii decedați și 225 ajutoare de deces pentru asigurații decedați sau pentru membrii de familie a acestora, în cuantum total de 21.027.471 de lei. Comparativ cu anul 2019, când am acordat un număr total de 3.724 de ajutoare de deces, din care 3.529 ajutoare de deces pentru pensionarii decedați și 195 de ajutoare de deces pentru asigurații decedați sau pentru membrii de familie a acestora, în cuantum total de 17.882.952 de lei. Facem precizarea că instituția noastră efectuează plata ajutorului de deces în aceeași zi, practic pe loc, iar pentru solicitanții care doresc plata în cont bancar sau prin mandat poștal, în termen de 3 zile de la data solicitării. Potrivit legii, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părinte, tutore, curatorul său, în lipsa acestora oricare persoană care face această dovadă, cuantumul acestui ajutor fiind stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Mai mult decât atât, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, prin membru de familie în sensul acestei legi, înțelegându-se soțul, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau dacă își continuă studiile până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți. Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative în cadrul termenului legal de prescripție 3 ani, calculat de la data decesului și se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. A fost o noapte grea pentru pompierii vrânceni. Aceștia au fost solicitați să intervină la două incendii, unul la Vizantea și celălalt la Tătăranu. Incendiile au fost lichidate după mai multe ore de luptă cu flăcările. Au ars mai multe bunuri, printre care un garaj și 3 autoturisme. Incendiile produse noaptea trecută la Vizantea și Tătăranu au avut drept cauză probabilă scurt circuitul electric. La Vizantea a ars un garaj și 3 mașini, la Tătăranu acoperișul unei locuințe, acoperișul unei anexe, o bicicletă și alte bunuri de uz gospodăresc. Noaptea zilei de joi, 18 februarie, în jurul orei 23:40, pompierii militari din cadrul stației de pompieri Vidra au fost alertați despre producerea unui incendiu la un garaj improvizat în satul Vizantea Mănăstirească, comuna Vizantea Livezi. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Pentru gestionarea situației de urgență a acționat în cooperare și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vizantea Livezi. Echipajele de stingere au localizat incendiul, care se manifesta generalizat cu flacără deschisă și ardere violentă, cuprinzând garajul improvizat, precum și 3 autoturisme aflate în interior.
Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore de luptă cu flăcările. În urma producerii evenimentului, provocat cel mai probabil de un scurt circuit electric, au ars garajul construit din lemn și învetilitoare din tablă în suprafață de 150 de metri pătrați, precum și cele 3 autoturisme aflate în interior. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Imediat după miezul nopții, pompierii militari au fost mobilizați din nou pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURB de la detașamentul de pompieri Focșani. Alături de pompierii militari au intervenit și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Tătăranu. Echipajele de stingere au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta la o anexă și la o parte din acoperișul locuinței, împiedicând propagarea acestuia la întregul imobil. Evenimentul, provocat de un scurt circuit electric, a avut ca urmă doar pagube materiale. Au ars 30 de metri pătrați din acoperișul locuinței, 80 de metri pătrați din acoperișul anexei, o bicicletă și alte bunuri de uz gospodăresc depozitate în anexă. Inspectoratul pentru situații de urgență Anghel Sarilian, județului Vrancea, recomandă cetățenilor să verifice periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice. Nu lăsați nesupravegheate aparate electrice sub tensiune, cum ar fi fierul de călcat, radiator, reșou, lampă sau televizor. Unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a aparatelor electrice. Avertismentul vizează în mod special electrocasnicele mari, boiler, aerotermă, frigider, reșou, televizor, mașină de spălat. Alocați fiecărui aparat câte o priză. Dacă în clădirea în care locuiți nu există senzor pentru fum și incendiu, puteți face singur această achiziție pentru o mai bună protecție. Dacă aveți deja un sistem de acest gen, verificați periodic funcționalitatea sa, precum și starea bateriilor. Păstrați la îndemână un stingător cu pulbere și verificați valabilitatea acestuia. În cazul în care asistați la un incendiu electric, nu folosiți niciodată o soluție lichidă pentru stingerea focului. Apelați numărul de urgență 112. 29 de vrânceni s-au infectat cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare în județ a ajuns la 0,44 la mie. La nivel național s-au înregistrat 2712 infectări noi. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a întocmit tabelul cu valorile ratei de incidență a infectării cu COVID-19 în județ valabile pentru ziua de 19 februarie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,44 la mie și este în creștere. În cele două municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt Focșani 0,38 în creștere, Adjud 0,3 în stagnare. În spitalele din Focșani și Adjud se află internați 59 de pacienți, dintre care 7 la terapie intensivă, 5 la Focșani și 2 la Adjud. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 7.366, iar al persoanelor decedate la 337. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a efectuat până acum 43.235 de teste, fiind depistate 8.047 de persoane pozitiv. În județul Vrancea, în data de 19 februarie 2021, după intrarea în vigoare a legii numărul 136 din 2020, privind carantina și izolarea, se află în carantină la domiciliu 989 de persoane și 123 de persoane în izolare la domiciliu. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până astăzi, 19 februarie, pe teritoriul României au fost confirmate 774.555 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 719.693 de pacienți au fost declarați vindecați. În intervalul 18 februarie-19 februarie au fost raportate 79 de decese, 45 de bărbați și 34 de femei. Până astăzi, 19.738 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.982. Dintre acestea, 949 sunt internate la terapie intensivă. Polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 18 februarie 5.518 sancțiuni contravenționale în valoare de 961.170 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost întocmite ieri 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 8.945 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Polițiștii locale au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale celor care aruncă gunoiul pe câmpul din zona șoselei Suraia. Chiar dacă nu au fost prinși în fapt, cei care au aruncat deșeurile au fost depistați și au recunoscut faptele.
În perioada 16-18 februarie, polițiștii locali au desfășurat activități specifice în zona șoseaua Suraia, zonă traversată de un canal și terenurile virane, limitrofe, în vederea verificării curățeniei și prevenirii depozitărilor de deșeuri de către persoane necunoscute. Au fost observate mai multe grămezi de deșeuri abandonate de-a lungul căii de acces dinspre drumul județean 204D către terenurile agricole din Tarlaua 52. Deșeuri menajere, resturi de ambalaje din plastic, carton, deșeuri textile, de mobilier, moloz, gunoi de grajd, cât și deșeuri aruncate în canalul din zonă. La fața locului, printre gunoaie, au fost observate mai multe indicii din care rezultă proveniența unora dintre deșeurile abandonate. Au fost desfășurate activități specifice cu privire la cele semnalate, iar în urma verificărilor adreselor de domiciliu și a discuțiilor purtate cu persoanele vizate, acestea au recunoscut că elementele prezentate găsite în gunoiul abandonat pe terenul viran, situat la marginea canalului din zonă, provin din gospodăria unde și-au adresa de domiciliu. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale cu amendă pentru nerespectarea prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 16 din 2008, privind regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Focșani în cuantum de 700 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor de încheiere a contractului de salubritate menajeră cu operatorul autorizat și 2 sancțiuni contravenționale cu amendă în cuantum de 3.000 de lei, conform hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 2017, privind gospodărirea municipiului Focșani pentru nerespectarea obligației privind interzicerea depozitării deșeurilor, rezidurilor menajere și a gunoailor pe terenurile virane, terenuri agricole și canale. Se arată într-o informare de presă a Poliției Locale a municipiului Focșani. În Vracea sunt vacante 193 de locuri de muncă. Dacă sunteți în căutarea unui job, vă puteți adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. În Comunitatea Economică Europeană, oferta este mai variată, fiind puse la dispoziție celor interesați 428 de posturi. Lista locurilor de muncă declarate vacante în această perioadă și dată publicității de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea cuprinde 193 de oferte în Vrancea și 428 în Comunitatea Economică Europeană. Cele mai multe locuri de muncă disponibile în județ sunt cele pentru operator confecționer industrial, respectiv 105. Angajatorii vrânceni pun la dispoziție și locuri de muncă pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor, dulgher, lăcătuș mecanic, manipulant mărfuri, sudor, zidar, operator mașini unelte comandă numerică, consilier de specialitate în administrația publică, electrician, fierar betonist, lucrător comercial, casier, fasonator furnire, formator șlefuitor produse stratificate, frezor, frezor îmbinator furnire tehnice, inginer mecanic, îngrijitor animale, mecanic auto sau sculer matrițer. Tot în Vrancea, cei care își caută un loc de muncă pot alege din următoarele opțiuni: agent de securitate și intervenții, agent vânzări, funcționar administrativ, tehnician mecanic, tehnician sisteme de securitate și tehnician veterinar. În Comunitatea Economică Europeană sunt disponibile 428 de locuri de muncă. Astfel, în Danemarca sunt disponibile 100 de locuri de muncă pentru lucrători în agricultură cu legători de mazăre în Portugalia, 200 de posturi pentru lucrători în agricultură cu legători de mazăre în Danemarca și 10 locuri de muncă pentru specialiști IT. În Germania se caută șofer camion și operator mașini de îndoit. În Norvegia sunt disponibile următoarele locuri de muncă: tinichigiu auto, vopsitor auto, mecanic auto, camioane și autovehicule, mecanic autovehicule ușoare, mecanic semi-remorcă, ghid pentru caiac, măcelar, dezozator, medic generalist, medic specialist și dentist. În Irlanda este disponibil un singur loc de muncă pentru coordonator clinică ce oferă servicii de asistență medicală veterinară. În Polonia sunt disponibile următoarele locuri de muncă: dulgher, zidar și fierar betonist. În Spania se caută dogar, în timp ce în Suedia se caută culegător de căpșuni. În Malta se caută tehnicieni de proces. În februarie, luna iubirii, Ateneul Popular vă pregătește o surpriză. Pe 24 februarie, de Dragobete, trupa Provincialii și Quartetul Ateneului Popular pun pe scenă un super spectacol. Prețul unui bilet este de 50 de lei. Focșenenii sunt invitați de Dragobete la spectacolul Provinciali Acoustic Quartet, care va avea loc la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia. Va fi un moment special cu formația focșeneană Provinciali și Quartetul Ateneului Popular. Evenimentul este programat pentru 24 februarie. Pe lângă calitatea artistică de înaltă clasă, evenimentul are și o latură filantropică. Banii din bilete vor fi donați în contul celor două burse Pastia, care sunt acordate pentru sprijinirea tinerelor talente din Focșani. În actul de donații
al Ateneului Popular, Maiorul Pastia a solicitat înființarea a două burse pentru perfecționarea a doi elevi sau eleve a conservatoarelor din țară, talentați și devotați artei teatrale, de preferință din cei proveniți din Focșani și județul Putna. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani vă invită la un eveniment în premieră națională, un eveniment de suflet, un eveniment organizat cu ajutorul prietenilor noștri focșăneni de la Provinciali și alături de care se vor alătura și quartetul nostru de suflet, quartetul Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia, într-un proiect ce își dorește să unească în aceste vremuri grea încercare pentru cultură, pentru ceea ce a însemnat organizarea de evenimente culturale. Iată, venim cu un proiect care să arată că la Focșani, focșănenii sunt uniți și împreună pot face lucruri frumoase. Astfel, cu ajutorul celor de la Provincialii, reușim, prin vânzarea biletelor, să dăruim în continuare bursele Pastia, burse ce ne aduc aminte că focșănenii trebuie să fie implicați în actul de cultură, implicați în instituțiile de cultură și trebuie să fie alături de copiii talentați, ajutându-i să poată progresa și astfel împreună să ne bucurăm de talentul lor mai departe. Deci nu ratați ocazia de a participa la un spectacol deosebit și în același timp la un act de susținere a culturii și tinerelor talente. Intrarea la acest eveniment se va face pe bază de bilete, prețul unui bilet fiind de 50 de lei, având și bilet pentru pensionari și elevi de 25 de lei. Astfel, pe 24 februarie, începând cu ora 18, vă invităm de dragubete la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, alături de prietenii noștri de la Provinciali și de la quartetul Ateneului Popular. La sfârșitul săptămânii, la Focșani, se va disputa turneul de Cupa României la futsal. Județul nostru este reprezentat de Sportul Ciorăști. După ce au reușit să se califice în barajul pentru promovarea în Liga 1, ciorăștenii sunt în fața unei noi provocări. Sportul Ciorăși va întâlni sâmbătă de la ora 17 formația de Liga 1 KSE Târgu Secuiesc în optimile de finală ale Cupei României. În cel de-al doilea meci al zilei de sâmbătă, cu începere de la ora 19, vor juca Cherestei Remeta și Auto Bergamo Deva. Câștigătoarele acestor două partide se vor califica în sferturile de finală ale competiției. Meciurile se vor disputa în sala sporturilor, dar din păcate fără spectatori. Pentru echipa vrânceană va fi o ultimă repetiție înaintea meciurilor de baraj pentru promovarea în Liga 1. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și se anunță ninsoare ușoară. Vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între minus 4 și minus 2 grade, iar cele maxime între 2 și 4 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor la TAS TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!